Un nou caz șochează România după uciderea polițistului din Timiș. Un gardian de la penitenciarul din Deva a fost atacat aseară de un deținut cu o farfecă și înjunghiat de 3 ori în apropierea inimii. Asta în timp ce era mutat dintr-o celulă în alta. Gardianul a fost transportat de urgență la spital și este în afara oricărui pericol. Echipajul cu asistent care a ajuns la fața locului a găsit o persoană de sex masculin de 41 de ani, conștientă, cooperantă, care prezenta o mică plagă înțepată. Cazul a ajuns în atenția procurorilor, iar la penitenciar se face o anchetă internă pentru a se stabili contextul în care agentul a fost atacat. Speriați și încă în memorie cu cazul polițistului ucis zilele trecute, gardienii de la Deva sunt la un pas de revoltă. Să știți că a fost la un pas. Pe fondul emoțional și cu ce s-a petrecut cu colegul de la poliție, să știți că foarte mulți colegi au vrut să se adune la UPU. Gardienii sunt nemulțumiți de condițiile de muncă, de dotări și de faptul că personalul este insuficient și expus permanent la astfel de pericole. Acestea au fost și motivele pentru care, în urmă cu 3 săptămâni, ei au protestat în fața penitenciarului. Am ajuns să facem pază cu deținuții și nu este normal. Am ajuns să intrăm în serviciu la jumătate din numărul necesar de oameni. Drept pentru care colegii au ales o formă extremă de protest. Astăzi n-au mai intrat în serviciu. Deținutul care l-a atacat pe gardianul de la Deva este un lider marcant al traficului de obiecte interzise din penitenciare. El a fost încarcerat 8 ani și 9 luni pentru tâlhărie calificată. Ieri, în timp ce era mutat disciplinar în altă celulă, a devenit agresiv și l-a atacat pe gardian. Agentul era însoțit de șeful de schimb și de directorul adjunct al penitenciarului.